Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty 4 și cred că o să mor cât de curând. Stai, mă, că am văzut o mitralieră pe jos. Unde e mitralieră? Nu. Dă-mi cu mitraliera. Da, am dat să arunc grenadă, frumos. Hai că sunt inteligent, o hai, bubuie. Ce-a zburat aghiul ăla. Așa, bun, dăm cu AM249. Să cum căcat pot avansa încolo. Luați rachete, duceți-vă dracu, altă soluție mai bună nu găsesc. Că în curs să pun jocul ăsta pe hard. Ca să mă cac pâine după aia la cât de dificil o să fie. Înțeleg că dacă la un joc nu te chinui, n-are farming, dar nici chiar în halul ăsta. Dar câte rachete mai am? Ai, mă, nu serios. Ai, măcar am dealt un elicopter. Uite, unul se prăbușească și... ba nu, a plecat ăla. Am rămas și fără rachete. Ia că mă pun așa pe burtă. Ce să iau cu mitraliera. Hai că parcă nu sare așa mult. N-are recul așa mare când mă pun pe burtă. De fapt, cam are. Nu știu dacă cu arma asta pe Battlefield 2, pe ceilalți kill-uri, dacă te pune pe burtă, văd că pe aici nu prea are efect. Hai, mor și tu. Ăștia au fost gata. Stai că aici ceva. A, că mai vin dinspre nord. Ok, să încerc să mai avansez și eu. Bine că avem tankul ăsta cu noi. Ok, cred că mi-am făcut treaba aici, am curățat. Nimic, ceva, vreun secretar, ia văd că nu. Unde trage? Zboară gloanțele prin pereți, interesant. Nimă pepeni. E mai mișto pepenele ce se surzect aici. Bă, asta era... Am crezut că-i Dacia aia. Tu mori acolo. Tu mori, nu tumor. Rar de la tumoare. Aole, cu mine și m-au pus zboară gulanțele. Are fățea și pe U. Ce zboară rachetele. Ce headshot i-am dat. Trec gloanțele pe... Bă, ce dracu aia, mă văd prin pereți. Mă, ce vine prin partea... Hai că dileam pe al meu. Dar la... Dă-te mă la o parte. Ia mă la etaj pe aici ce e. Bă, ce dracu... Atal dracu, ce deșteptă-i. Ok, să încerc să ajung din nou acolo. Hai mă, refățea și pe U. Bun, hai da. Bravo
bă, și am zis că lui fi l-o fi omorât grenada aia. Bă, ce al dracu ăla de la ușă de acolo? Nu mă las până nu-l dilesc. Ia mă, ce mai e pe aici? Televizor stricat, uite un laptop. Hai de cap, mă, ce tragă ea. Mai bine dădea un sniper, că-i delea mai repede. Exact ce ziceam, uite la cile. Bine că-i simi automat sniperul ăsta, chiar dacă o să rămân cât de curând fără glanțe la el. Că e un gen atrag tot încărcătorul, așa că îmi place să stric glanțele, dar-mi pule. Ce headshot i-am dat ăla. Seama că era un sniper pe jos sau era ăla pe care l-am aruncat. Cred că e la de sus și e buguit. Ah, ce m-a prins acolo. Da, eu stăteam să găsesc un sniper de pe jos. Ia-mă unde... Hai că m-a dat bine. Ne... Am venit, aruncam cu un flash acolo și intram peste YOLO mod activated și gata. Și chiar asta o să fac. Dacă s-ar da la o parte... Hai că le-am dat grenadă simplă. Luați și flash-ul. Bun, hai că pe aici e curat. Sau nu? Nu știu, dar jocul ăsta începe să aibă bătălie din ce în ce mai ampulea, nu știu. Hai, la Call of Duty 2 erau altfel, na, bazate pe bătălii istorice, cum s-au întâmplat. Dar aici e total, dar ampulea totul, nu știu, dar e cam așa mi se pare. Și îmi place să tot forțez cuvântul ăsta, sună mișto, dar ampulea. Și am rămas fără gloanțe. Așa, aveam nevoie de sniper. Bun,
Hai, s-a salvat, înseamnă că urmează ceva incredibil de greu aici. Boom. Asta e factor pe Kalashnikov, se pare. Are reculul prea mare de o drag. Hai să plec de aici atunci, că văd că n-am nimic de făcut. Stai mă, pe unde ești? Aha, pe aici. Ce o bubui da ce e? Nu muri, nu muri, nu muri. Gata, ăia au fost. Și mai luați una. Să fiu sigur că v-au ajuns. Bun, hai. Deschide ușa, cretine. Creștine. Așa, direct. Unde ți-i spartă, așa e. Bă, dar parcă prin magazinul ăsta a mai trecut, ce naiba. Bun, ăla o să moară, mă rog, sigur. Iar se bagă unul după ușă și trage noi. A adus tank, nu-i bine. Agheu, 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 dați-mi un agheu. Asta e tankul meu. Poate mă calc acum propriul tank. Trebuie să rămân acolo. Să plecăm atunci. Și cred că asta e misiunea, nu? Ne, mai trebuie să se întâmple ceva, că prea ușor a fost. Ce mișto se vede pe aici. Serios, asta e misiune grea. Lieutenant Vasquez, this is Outlaw 2-5. The task force is moving in to capture Al-Assad. It's all hands on deck for this one, so get on board, over. Roger that. Marines, we just got a fix. Cam ciudat elicopterul ăsta, nu știu, parcă e cam mic. Hai, hai să plecăm atunci. Bă, o misiune prea ușoară, părerea mea, nu știu, dar n-a ținut așa mult. Dar încheie episodul aici, că deja e târziu când filmez și vreau și o să dorm. Mă rog, hai că eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, da, scăte un cap în gură butoanelor de subvideoclip. Și până data viitoare, ciao les.